Revolta populară din acele zile de la Câmpina a fost mai mult simbolică, după cum am stabilit împreună aici. În schimb, masacrul de la Otopeni, unde au murit zeci de oameni, militari, ofițeri și chiar civili, a fost un episod halucinant în istoria noastră. O să rog pe colegul din regie să mai pună o dată filmul televiziunii române de atunci, din decembrie 89, de la Otopeni, și între timp să stabilească și legătura cu domnul Simion N., un supraviețuitor al masacrului de la Otopeni. Neverificate despre teroriști care trag în populație. Atacă spitalele, otrăvesc apa, sunt bine pregătiți și au arme sofisticate. Mai mult, chiar le dădeau ordine militarilor armatei române. În cel mai scurt timp, îndreptați unitățile dumneavoastră în deplină ordine și putere de luptă către capitala patriei noastre pentru a apăra Ministerul Apărării Naționale, Academia Militară, radioul și celelalte sedii ale unităților din București care sunt atacate de către trupele Ministerului de Interne. Un anunț spunea clar că trei camioane pline cu teroriști se pregătesc să ia cu asalt aeroportul Otopeni. Interveniți de urgență. 82 de soldați de la unitate din Câmpina au fost trimiși să întărească paza aeroportului. Ordinul venea de la Ministerul Apărării. Zvonul despre teroriști a determinat pe cei care apărau deja Otopeniul să deschidă focul asupra celor care le veneau în ajutor. 40 dintre militarii în termen au murit pe loc. Confuzia a dus și la atacarea unui autobuz care aducea la muncă angajații aeroportului. 8 dintre ei au murit ciuruiți de gloanțe. Într-un scenariu similar, 8 luptători US, la cărora li se ceruse de către generalul Nicolae Militaru să apere sediul Ministerului Apărării, au fost considerați teroriști, omorâți de militari din dispozitivul de pază. Cum s-a trăit această dramă, aflăm în continuare de la domnul Simion N., supraviețuitor al masacrului de la Otopeni, care a acceptat să intre în direct cu noi prin telefon. Bună seara, domnule N. Bună seara, atât dumneavoastră, invitațiilor, cât și telespectatorilor dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat această provocare, să vă reamintiți momentele alea tragice. Vă mulțumesc și eu și țin să precizez că intervenția mea este făcută în memoria celor morți atunci. Domnule Simion, în decembrie 89 ați văzut moartea cu ochii în acel masacru de la Otopeni. Am să vă rog să ne povestiți pe scurt filmul acestei tragedii. Cum ați plecat din Câmpina? Ce ați făcut? În decembrie 89 eram militar în termen la unitatea militară 0865 Câmpina, unitate a securității statului, arma transmisiuni. Am fost alarmat în data de 21 decembrie, în jurul prânzului. Am fost urcat în camioane, două companii de la Câmpina, și am plecat către București. Nu am ajuns la unitate, la Băneasa, la comandamentul trupelor de securitate, am fost duși direct în București. Plutonul din care făceam eu parte, am fost introduși în dispozitiv în zona cofetăriei Scala. Am stat în dispozitiv după data de 21 până pe data de 22, în jurul prânzului, când unitățile Ministerului Apărării Naționale au fost retrase din dispozitiv și apoi am plecat și noi către unitatea de la Băneasa. Menționez că nu am avut contact direct cu manifestanții. În fața noastră erau mai multe cordoane ale Ministerului Apărării Naționale și alte trupe de securitate cu echipați cu scuturi, cu căști, cu bastoane. În jurul orelor 16 am ajuns la unitatea de la Băneasa, unde s-a făcut un inventar, nu lipsea niciun om și nici muniția aferentă pe care o primisem în data de 21 noaptea. Am fost cazați în unitate la Băneasa în data de 22,
în jurul orelor 4:30, o dată de 23, am fost alarmat întrucât început să se tragă în jurul unității de la Băneasa. Pentru început am fost băgat în, introduși într-un dispozitiv de apărare al unității, după care am fost retrași din dispozitiv, am ajuns încolonați pe platou și ni s-a comunicat că trebuie să mergem la Otopeni în apărarea aeroportului. Am fost urcați în camioane, eram 3 camioane, eu fiind în primul camion. Am plecat către Otopeni. Pe drum spre Otopeni am fost oprit la mai multe baraje, verificat și am mers în continuare către Otopeni. La ultimul baraj, care era alcătuit undeva în unde drumul național intersectează șoseaua de centură, este unitate militară a Ministerului Apărării Naționale. Când am fost verificat, s-au auzit niște focuri de armă, am fost debarcat, nu s-a mai auzit alte focuri de armă și apoi ne-am îmbarcat într-o ordine aleatorie. N-a mai fost ordinea de bătaie a plutonului. Am urcat în camioane, am mers către Otopeni, la intrare în aeroport s-au oprit camioanele. Fiind în primul camion, am auzit când s-au făcut schimbul de parole între ofițerii care ne însoțeau și un reprezentant al Ministerului Apărării Naționale. Și ofițerul de la MAPN a urcat în cabina primului camion. Comandantul nostru de companie, capitan Barbu Vladimir, a urcat pe platforma camionului, în spate, alături de noi. Camioanele au început să ruleze către aeroport, prin intrarea principală către aerogară, către estacadă. După parcurgerea a câteva sute de metri, s-a deschis focul asupra camioanelor. Țin minte că aeroportul era în beznă, fiind al doilea pe banca din stânga, puteam vedea printr-o vizetă a camionului în jurul camionului. S-a deschis focul brusc, fără nici automatic, fără, nu știu dacă a fost ceva, dacă s-a auzit, au început să se audă vaite. Colegii mei, o parte au început să spună că sunt răniți, că unul din colegii din dreapta, că la prima dată l-a lovit în picior, apoi n-a mai auzit nimic. Probabil atunci a murit. Am sărit de la locul de unde eram, către spatele camionului. În camion erau moribunzi, care se agățau de haine, care se agățau de noi. Am reușit să sar din camion. Pe jos erau cadavrele colegilor mei, o parte din cei care căzuse din camion sau care sărise din camion. Am coborât din camion, m-am adăpostit în roata camionului. Se trăgea în continuare. Ceea ce vă povestesc eu dumneavoastră, s-ar putea să vi se pară că a durat foarte mult. De fapt, n-a durat atât de mult. După asta am aflat că a durat în jur de 10-15 minute principalul foc. Am încercat să mă retrag către undeva în partea dreaptă, direcția noastră de deplasare, era o liziera de pădure. În timpul când mă retrăgeam, am întâlnit o bordură care nu era mai mare de 50-60 cm, dar care mie mi se părea ca sigur o protecție foarte mare.
am continuat retrăgându-mă târâș către pădure. Acolo am ajuns, m-am adăpostit după un copac. Nu știam ce se întâmplă, nu știam cine trage noi, de ce trage, de ce... Lângă mine era un coleg care ajunsese și el în lizieră. Avea un gluante în mână, în mâna stângă. Intrase prin ceas și îi băgase mecanismul de la ceas în mână. Am vorbit cu el, am încercat să-i facem un garou. În perioada, în timpul acesta a mai venit un alt coleg lângă noi și ne-am retras prin lizieră și am ieșit undeva la către drumul național. Am traversat drumul național, unul din colegii care era cu noi era din jurul Bucureștiului, foarte dezorientat și el ca și noi, și el a spus: eu știu de aici să ajung acasă, dar ne-am gândit cum să ajungem acasă, zic, o luăm pe câmp. Era o dezorientare totală, nu știam ce se întâmplă. Nu. Domnule Simion, după atacul, scuzați-mă că vă întreb, mai avem doar câteva minute din emisiune și aș vrea să vă mai întreb două lucruri importante. După atacul ucigaș în care au murit zeci de militari nevinovați, știu că ați fost arestați și bătuți curând. Povestiți-ne, vă rog, în câteva cuvinte episodul ăsta. Da, deci am plecat de la Otopeni cu un camion militar cu ideea să ajungem în Băneasa. Pe drum am fost oprit la unitatea care vă spuneam mai devreme, unitatea de transmisiuni de lângă centură. Comandantul de companie al nostru în alarmă pierdut, nu-și luaseră vestonul, este un tip brunet, neavând veston, nu avea actele la dânsul. Și acolo am fost arestați în unitatea militară. Nu știu foarte mult ce s-a întâmplat, pentru că mi s-a rupt filmul și m-am trezit în arest, mă dureau toate. Colegii ne-au spus că am fost bătuți. Am stat în unitatea respectivă după 23 până pe 26. În niște condiții care pot fi greu de povestit. Merg la toaletă cu un pluton de gardă, fără mâncare, fără apă, fără... Da. Au trecut 34 de ani de atunci, domnule Simion, și încă nimeni nu a plătit pentru aceste crime, din păcate. Unul dintre responsabili, generalul Grigore Ghiță, a fost chiar grațiat de fostul președinte Iliescu, pentru că era prea în vârstă ca să mai facă pușcărie. Ce părere aveți despre această situație? Vă rog, două, trei cuvinte, că mai avem puțin timp din emisiune. Despre revoluție nu s-au plătit multe, nu se știu multe, nu se vrea să se știe. Nu sunt adeptul dar cine în memoria copiilor care au murit acolo, că toți eram copii, aveam 18-19 ani, măcar pentru atât ar fi trebuit să stabilească adevărul. Nu ține neapărat fie condamnat, împușcat, eu știu, dar măcar adevărul, atât. Domnule Simion, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție, să vă dea Dumnezeu sănătate și, ce să zic, să ne Dumnezeu să ierte pe cei care nu mai sacrificiu. Sunt și, da, și mai ales și pentru părinți, și pentru urmași, și pentru tot, a fost foarte greu.